România s-a zguduit din nou după ce un alt seism s-a simțit în mai multe orașe din țară. Este al cincelea cutremur care are loc în parcurs de două zile. Mișcarea tectonică s-a produs în județul Gorj. Un nou cutremur în zona seismică Vrancea, arată Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremur cu magnitudinea de 4,1 la adâncimea de 140 de kilometri. Conform datelor publicate, seismul a fost resimțit la 52 de kilometri sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de kilometri est de Brașov, 62 de kilometri nord-vest de Buzău, 66 de kilometri vest de Focșani, 76 de kilometri nord de Ploiești, la ora 19:44 de minute. Oficialii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului au anunțat în ziua de 12 martie 2023 la ora 14:15 minute s-a produs în zona seismică Oltenia un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade la adâncimea de 15 km. Seismul s-a produs la 14 km nord-vest de Târgu Jiu, 69 de km nord-est de Drobeta Turnu Severin, 70 de km sud de Hunedoara, 84 de km sud de Deva, 94 de kilometri vest de Râmnicu-Vâlcea. Cutremurul a înregistrat o magnitudine de 2,4 grade la o adâncime de 15 km și o altă mișcare tectonică a ridicat acul până la 2,5 grade pe scara Richter la o adâncime de 16,3 km. Amândouă având loc în județul Gorj. Seismul s-a produs la 16 km de nord-vest de Târgu Jiu, 67 de km sud de Hunedoara, 73 nord-est de Drobeta Turnu Severin, 81 de km sud de Deva, 93 de km vest de Râmnicu-Vâlcea, relatează playtech.ro.